șoferul altul să mă ia de acasă. Da. I-am zis, eu fără el, eu nu plec. Să vină să mă ia. Horatiu. Da. Și a venit Horatiu și m-a luat de acasă. Da, bine a făcut, e un dub. Și am fost bătută. A venit cineva și m-a bătut pentru că eu am venit la emisiune și am stat cu Horatiu. Cum cineva a venit cineva? Și da, exact așa a fost. Păi de unde știa ăla că vii tu la emisiune? Cine e ăla? Dar unde te-a bătut? Sau cine? Exact în bloc, deci m-a bătut. Tot direct pe tine te căuta sau te-a luat din greșeală? Nu, m-a luat direct pe mine, m-a căutat și m-a bătut exact acolo. În scară acolo? Direct în lift. Deci Horatiu ce făcea? Horatiu ce făcea? A văzut? Păi ieri cât a chemat alți colegi de la voi și au venit alți doi colegi. Și au venit și m-au luat de acolo. Veni cineva și m-a bătut. Era vesel, adică... Adică prima fază, bă... Da. Cum se prezenta, știa... Când a spus Horatiu a chemat doi colegi, el asta făcea că el trebuia să cheme de la filmare colegii să vină să-i aducă pe toți aici. Mai multe știe Horatiu, cred, pentru că din ce ne-a povestit, înțeleg că el nu a văzut exact momentul în care ea a fost lovită. Așa că nu știm dacă a fost cu adevărat lovită sau nu. Pentru că și relatarea, repet, era una prin hohote de râs, cum ar veni. Bună seara, Horatiu! Aoleu, dacă te văd așa, pare că te-a bătut și pe tine. Sărască Dumnezeu și bună seara, da. Bine m-a regăsit. Într-adevăr, am căutat-o în această seară pe Gabriela Pistoiu. Nu am reușit să dau de ea. Cu toate că în cursul zilei de astăzi am schimbat foarte multe mesaje pe intermediul WhatsApp, mesaje în care i-am spunea că nu poate să vorbească acum, pentru că încă se ceartă cu acest posibil, zicem, iubit al ei, este un bărbat de naționalitate turcă. Dacă până să ofer mai multe detalii, să revenim la ceea ce se discuta în platou. Într-adevăr, în acea zi de miercuri, noi am venit în cursul serii, în jur de ora 6:30-7, am terminat acea respectivă filmare foarte repede, pentru că, într-adevăr, ne grăbea să venim cu Gabriela Pistoiu la platou. Eu m-am deplasat să vorbesc cu colegii mei și aș vrea să văd pe colegul să meargă puțin cu spatele, dar să refacem acest spațiu. Ai grijă să nu te împiedici. Ei bine, acesta este culoarul de la bloc. Eu mă aflam în dreptul liftului. O să vă arăt imediat liftul ca să aproximați și dumneavoastră distanța. Tu acum ești chiar în blocul în care stă ea? Sigur că da. Și nu răspunde la ușă? Nu face nimic. Nu răspunde la ușă. Sunt aici de la orele 20. Am bătut la ușă, am coborât, am revenit. Dar haideți să vă spun. Evident, s-a deschis ușa de la lift, a apărut un cetățean părul grizunat în jur de, să zicem așa, 55-60 de ani. Eu mă aflam aici și vorbeam la telefon. Gabriela era asta la ușă și încuia ușa. Nu am auzit niciun fel de bâncnitură, n-am auzit absolut nimic, probabil și din cauza, mai exact, datorită faptului că Gabriela avea masca de protecție, avea să facă o mască din pânză, deci nu este o mască pe care o găsim la farmacie. Am coborât cu ea și în mașină mi-a spus că respectivul domn a bătut-o. L-am întrebat pe șoferul echipei Fixana Show dacă a văzut un domn. Într-adevăr, repet, era acest domn cu părul vizionat, înalt, foarte bine făcut și, din ceea ce mi-a spus colegul meu, era posesorul unui Mercedes, dar nu are niciun număr de matriculare, nici dacă era din București sau din altă localitate. Am urcat cu Gabriela Pistoiu în mașina redacției și pe drum era într-adevăr foarte, foarte abătută, foarte tristă. I-am spus ce s-a întâmplat foarte și ce într-adevăr m-a lovit acest bărbat. Și zic, vrei să mergem la poliție? Zic că nu, pentru că este iubitul meu. Mă rog, acum că este iubit, că este apropiat, e așa ta instinct. Și am întrebat-o foarte clar, vrei să mergem la poliție? Zic că nu. Și ne aducem aminte de episodul din de la începutul, de la mijlocul lunii februarie, anul trecut 2020, când și Daniela Cudu a fost foarte, așa cum bine știți, a fost bătută de către iubitul ei croat, Secol Dubracu, dacă nu mă știu, și nu a depus plângere la poliție. Nu a depus, dar ea s-a refugiat într-o benzinărie atunci lucrurile au devenit într-un fel publice. O să te rog să vorbești puțin mai rar, este o transmisie făcută într-un complex rezidențial unde... Da. Mă rog, regulile sunt destul de stricte și o să te rog să vorbești în dreptul microfonului și puțin mai rar ca să înțeleagă, pentru că este o mică neclaritate la nivel de sunet. Deci tu spui că de câteva ore ai tot căutat-o. Sigur că da. Pe lângă faptul că ai bătut la ușă și că ai așa,
să zicem că nu e acasă. Dar nu răspunde pe nicio altă cale de comunicație, nu? Nu, pentru că am sunat-o repetată rândul în cursul zilei de astăzi, am vorbit cu ea la telefon ieri, deci în cursul de ieri mai exact în jurul prânzului, și mi-a spus că nu poate să vorbească foarte mult pentru că vorbește la telefon cu acest bărbat. Ei bine, ceea ce vreau să vă relatez, un lucru foarte important și care a trezit spaima în noi, este faptul că acest bărbat de repede, această naționalitate turcă, a avut impresia că, văzându-mă pe culoar, văzându-mă în apropierea, în preajma cabinetului său, a avut această impresie că eu aș fi avut o relație, mă rog, de la un bărbat la o femeie. Nepotrivită, da. Nepotrivită. Noi avem și... Da, înțeleg, da. Dar o secundă, pentru că relatarea este foarte, foarte interesantă. Într-adevăr, în seara respectivă, miercuri, bărbatul s-a apropiat de mine și mi-a spus, ai avut ceva cu Gabriela? Eu m-am dat câțiva pași în spate, de teamă că nu cumva să mă lovească. După posibila agresiune pe care a avut-o la adresa ei? După, pentru că, repet, eu eram în dreptul turistului. Am înțeles. Și s-a întors la tine, te întrebe dacă ai avut ceva cu ea? Da, el a venit de pe culoar, de acest culoar, din dreptul ușii ei, repet, Gabriela Pistoiu, în cu ea ușa. Da. Eu aveam masca pe față și am spus, nu te apropia, pentru că sunt reporterul operațiilor de la Antena 1. Și te sparg. Dacă dau masca jos, te-am spulberat în palme de față cu lumea ta și bătaia ta va fi televizată. Am un microfon și nu-mi e teamă să-l folosesc. Glumesc, bineînțeles. Sigur că da, dar după ce mi-am dat masca jos și ochelarii... Vai, domnul Horațiu, vă respect. Nu, mi-am dat ochelarii jos de teamă, nu cumva să mă repede de la mine, să mă pognească, să-mi sparg ochelarii. Mi-am dat și ochelarii jos și masca și am spus, nu te apropia, stai liniștit, calmează-te. Proteza ți-ai scos-o? Nu, pentru că nu am încă proteza, dar cine știe când va veni momentul... Când va veni momentul de bătaie cu proteza. După mai multe reportaje de genul ăsta, o să ai și proteză. Așa, și omul te-a recunoscut și a dat înapoi, nu? Sau ce? A dat înapoi și a plecat, a coborât cu liftul. Singur? Singur. Aha. Într-adevăr. Dar tu nu știai atunci să-l întrebi. Nici ea n-a zis, bă, m-a bătut, schimbați poliția. Deci, nu. Pentru că, repet, nici nu s-a auzit foarte clar. I-a dat așa mai fin. Nu s-a auzit pleznitura palmei, pentru că, repet, datorită... Dar tu ești convins că a bătut-o sau poate ea exagerează? E așa mi-a spus în mașină. Așa mi-a spus în mașină că m-a bătut, că m-a dat o palmă. Întâi a dat și după aia a întrebat. Tu mi-ai dat o palmă, mi-ai dat o tare. Măi, dacă e adevărat, e periculos. Stai așa o secundă. Da, mă, râdem, glumim, dar asta vreau să înțeleg dacă într-adevăr a fost reală, poate a fost cumva, i s-a părut, i-o fi îmbrâncit-o puțin, habar n-am. Mai ales dacă tu n-ai auzit, mă gândesc că o palmă s-ar fi... Auzit. Da, bine, prin masca aia ai tu dreptate. Da, eu nu am văzut. Da, de ce nu mai răspunde ea? Hai că este important acum, în momentul ăsta, să citesc schimbul tău de mesaje cu ea. Da. Bună, nu pot răspunde acum, probabil că tu o sunai. Cum? Mersi. Vrei să mai zici ceva? Nu, mai și tu locatar aici de pe... Să vorbim mai încet. Da. Spune-i că suntem în direct, să vină și dânsul să-l salutăm. Bună, nu pot răspunde. Acum am o problemă cu omul ăla. Tu spui ce s-a întâmplat. Scrie-mi. Nimic, mă tot cerc, nu prea sunt ok. Zi-mi aici dacă e urgent. Ți-e rău? Poate vin seara asta la noi. Era, tu o căutai în baza unei posibile invitații. Sigur, da. Te ajutăm cu ceva? Nu mi-e rău, doar m-a terorizat psihic din ziua aia. Deci probabil că el a avut vreo problemă cu faptul că Gabriela a venit la noi în emisiune. Poate vorbești despre asta, ești acasă, nu vreau să-l bag în nicio discuție, e bolnav la cap. Nu mă simt bine, ne-am certat zi și noapte, crede că am făcut ceva cu tine, că m-a văzut râzând. Doamne ferește, mi-a făcut capul calendar, plus că am zis că-l iubesc pe ăla de am stat 15 ani. Știi că a zis că îl iubește pe celălalt. Nu prea pot să mai duc nimic, plus că la voi apar mereu și comentarii negative. Ne auzim zilele astea dacă vrei. Hai că se referă la comentariile oamenilor. Astea au fost ultimul schimb de mesaje dintre voi. Sigur că da. Ok, na, mai multe, ca să nu deranjăm nici vecinii acolo. Nu vreau să deranjăm pe nimeni, pentru că o să vorbesc puțin mai încet. Da. Poate te bate vecinul, n-a reușit să te bată. Cetățeanul de... De bătut nu pleci de acolo, adică tu ți-o cauți cu lumea asta. Tot te întorci, tot poate. Doar vine. Sindromul Stockholm.
Da, sunt oameni civilizați, oameni... În loc să-l manifeste, Gabriela, îl manifesti tu. Da. Ok, păi ce să mai zicem? Urmărim cazul. Urmărim cazul, să nu fim urmăriți. Eu am să-l contactez și după ce termină această transmisiune în direct, adică am să-l scriu pe o... Crezi că e cazul? Pentru că tu ai, din păcate, și acel antecedent trist prin care l-ai găsit pe Costin Mărculescu decedat în casă. Crezi că e cazul să chemăm poliția? Nu, deocamdată nu, deocamdată nu, pentru că dacă în cazul care nu apare, nu reușesc să comunic cu ea, repet, ori pe rețeaua de socializare, ori prin telefon, atunci poate să zici că revenim în acest complex. Mai așteptăm până luni. Dacă are vreun prieten care se uită acum la televizor și știe mai multe sau... Are un prieten, dar o cam nu bate. La altul care poate să intre în apartament sau știe dacă se află în altă parte, să ne dea un semn, să viață, ne anunțe că fata e ok. Paula, foarte important este faptul că domnișoara Cristoiu locuiește aici în chirie. Deci, cum locuiește? În chirie. A. Deci este chiriașă. Așa. Cu vilă în America e chiriaș, vezi? Și vreau să vă spun că din ce am înțeles, chiria e cam 2000 de ron. Mă rog. Asta vreau să vă spun. Iar vii cu informația. Și ce filme îi plac? Ce face ea acolo? Ce mai gătește? S-a vaccinat? Nu s-a vaccinat? E la rapel. Cu gătitul mai subțire, mai slăbustuc. Cu gătitul, că nu are astfel de... Eu te țin de vorbă doar să o enerva un vecin, înțelegi? Adică vreau să fie un live reușit, măcar un lighean cu apă să-ți iei în cap. Da. Glumez, mă, nebunule. Să vii, trebuie să-ți dăm primă, că te expui atâtor pericole, Doamne, mai ca Domn. Eu în locul tău, nu știu ce aș fi făcut. Avem inima puternică, inima de leu. Richard sau Horatiu, inima de leu. Aoleu. Bine. Weekend liniștit. Vezi, dacă mai sunt probleme pe un bloc, că poate vii și cu ceva subiecte de acolo. Dacă au nevoie să reparăm o țeavă, eu știu, sau de curățenie, ne oferim. Horatiu. Și nu te mai duci tu la supermarket ca în fiecare sâmbătă dimineață? Ce faci? Nu, sâmbătă e rezervată special pentru gospodărie. Așa e. Adică supermarket, curățenie în casă. Dacă e să iasă și un ban, de ce nu? Bine, Horatiu, hai, mulțumim mult! Te așteptăm aici să ne spui amănunte noi, în legătură, în primul rând, cu Gabriela. Poate, într-adevăr, este doar o dispariție de moment, mai degrabă de pe rețelele sociale. Acum noi am văzut multe asta cu gelozia, cu... Dar, repet, felul în care ea a spus-o... Bine, tot ce a spus în seara aia a fost într-un anume fel. Da. Într-un mare fel. Da. La felul în care, când să vin la voi, ce m-a bătut unul? Mai și râdea. Da, mă rog. Da, în fine, nu voia să le... Acum facem bine cu forța ce să facem.